Veste bună pentru județul Mehedinți. Tânărul social-democrat Bogdan Simcea a fost numit în cursul zilei de ieri ministru secretar de stat în cel mai important minister din Guvernul României, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Reprezentarea județului nostru la nivel guvernamental garantează continuarea dezvoltării acestei zone, iar echipa formată din Aladin Georgescu, președintele PSD Mehedinți, și al Consiliului Județean Mehedinți, de primarul municipiului Drobeta Turnu Severin Marius Creciu, de parlamentarii PSD Mehedinți Liviu Mazilu, Alin Chirilă și Cornel Folescu și nu în ultimul rând de ministrul secretar de stat Bogdan Simcea, va continua să conducă județul nostru pe drumul cel bun. Se anunță vremuri bune pentru comunitățile locale din județul nostru, actualii lideri politici și administrativi fac tot ceea ce este posibil să atragă în continuare fonduri importante pentru a îmbunătăți viața cetățenilor. Partidul Social-Democrat a susținut și promovat tinerii profesioniști, acesta fiind și cazul lui Bogdan Simcea, CV-ul său fiind unul impresionant, reușind să facă performanță atât în mediul privat cât și în funcțiile publice pe care le-a ocupat de-a lungul anilor, fiind unul dintre cele mai bune produse ale politicilor locale. În primul rând, vreau să mulțumesc președintelui PSD Mehedinți și al Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, pentru încrederea acordată, dar și tuturor colegilor mei care m-au susținut și au crezut în mine. Singurul meu crez va rămâne binele mehedințenilor și voi face tot ceea ce îmi stă în putință pentru a-mi aduce aportul la continuarea proiectelor de dezvoltare a județului, care m-a trimis să îl reprezint la Palatul Victoria. Pentru mine este o mare onoare, dar și o mare responsabilitate și vă promit că nu o să vă dezamăgesc, a transmis Bogdan Simcea redacției noastre. Județul Mehedinți a fost un șantier în lucru. În ultimii ani, sub conducerea Partidului Social-Democrat, s-au realizat ample lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere și de sănătate. Au fost modernizate unitățile de învățământ, iar turismul a cunoscut o dezvoltare accelerată. Echipa Mehedințiul meu îi urează mult succes noului ministru secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și avem toată încrederea, urmărindu-i atât cariera politică cât și cea administrativă. De fapt, faptul că va reuși să își aducă contribuția la dezvoltarea județului nostru.